Ocupă în locurile și să lăudăm pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 319. Frați, surori, cântați toți și vă bucurați, laudă și mărire Domnului să-i dați. Noi eram străini ieri, azi suntem amici. Jertfa lui Hristos pe noi ne-a înfrățit.
Ne bucurăm să fim în casa Domnului în această dimineață, să vă spunem tuturor bine ați venit și fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Ne bucurăm să avem har din partea lui Dumnezeu, să vă vedem pe toți cei care sunteți prezenți și care alcătuiți casa Domnului, care nu este doar niște pereți, ci dimpotrivă este mult mai mult decât atât. Sunteți dumneavoastră, sunteți frații, surorile, membrii adunați împreună la cuvântul Domnului. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru fiecare din cei prezenți. Vă binecuvântăm în numele Domnului și vă spunem bine ați venit la închinare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această zi ne vom întâlni și de la ora 17 pentru serviciul de închinare de după masă. Aș vrea să anunț de asemenea și pe cei care s-au înscris sau doresc să se înscrie la cursul de cateheză. De la ora 16, de la ora 4, ne întâlnim pentru întâlnirea, pentru cursul de cateheză. Domnul să binecuvinteze ziua de astăzi și tot ceea ce se face în numele Lui, iar inimile noastre să primească cuvântul cu bucurie. Amin? Haideți să cântăm despre această casă a Domnului, cântarea 312 și despre frumusețile ei. Și când vorbim de frumusețile casei lui Dumnezeu, ne uităm mai mult în jurul nostru, nu neapărat la pereți, și pereții sunt frumoși, dar mai frumoși decât pereții și mai importanți sunt pietrele vii. Frumoasă e a Domnului casă, spre ea merge un sfânt popor. Biserica lui cea aleasă slăvește pe al ei salvator. În timpul acestei cântări ne închinăm și cu dărnicia noastră.
Spunem bun venit și copiilor care în dimineața aceasta au sosit la casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Au sosit de la grupele lor, n-au venit de acasă acum. Au venit și ei la vreme și se închină împreună cu noi. Ne bucurăm să le spunem bun venit și Dumnezeu să îi binecuvinteze. Aș vrea să vă invit în această zi să deschidem cuvântul Domnului la Matei, capitolul 5. Matei, capitolul 5, de la versetul 13. Un pastor s-a întâlnit cu un tânăr din biserică și i-a pus o întrebare și i-a zis așa. Zice, ce ai făcut tu pentru Hristos de când l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta? Ai început să spui și altora despre iubirea lui Dumnezeu pentru tine? Și tânărul oarecumva emoționat și timid așa se uită spre pastor și spune, frate păstor, eu de-abia acum încep să învăț, să știu cum să-L slujesc pe Dumnezeu și probabil în viitor o să încep să îl mărturisesc și eu pe Domnul. La care păstorul s-a uitat la el și a spus așa, ascultă, dacă tu aprinzi acum o lumânare, te aștepți ca ea să se aprindă doar după ce se topește până la jumătate sau să se aprindă imediat? Imediat a răspuns băiatul. La care păstorul i-a spus, du-te și fă și tu la fel. Noi toți suntem chemați să ardem pentru Domnul Iisus Hristos. Să fim sare, să fim lumină, să fim o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. Să citim cuvântul lui Dumnezeu despre a fi o mărturie, despre a fi lumină, sare, cetate pe munte, în pasajul din Matei, capitolul 5, de la versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își va pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul Său și aș vrea să ne rugăm cu toți, iar în rugăciune cu voce tare vom fi conduși înaintea Domnului de către fratele Dan Moț. Continuăm astăzi să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum arată membrul apreciat de Dumnezeu. Nu-i destul să fii membru scris într-un catastif de biserică, trebuie să fii transformat. Nu-i de ajuns să fii membru într-o biserică, trebuie să fii un slujitor, nu doar un spectator. Nu-i de ajuns să fii membru într-o biserică, trebuie să fii darnic. Dar nu-i de ajuns să fii membru într-o biserică, să fii scris într-un catastif undeva, ci trebuie să fii un membru care să-L mărturisească pe Iisus Hristos, pe Domnul. Trebuie să spună despre ceea ce i s-a întâmplat lui, despre dragostea pe care a primit-o el, trebuie să spună și altora. Și întrebarea cu care aș vrea să încep în această dimineață mesajul este următoarea. De câți ani suntem la credință? Vă răspundeți în mintea dumneavoastră. De când l-am primit noi pe Domnul? Ce am făcut noi pentru Domnul? De câte ori l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos altora?
Mulțumesc Domnului pentru felul în care s-a potrivit îndemnul de la rugăciune de azi dimineață cu mesajul de astăzi. Să vestim printre neamuri slava lui Dumnezeu. Hai să ne gândim, în ultimul an, în ultimile luni, este vreo persoană pe care pot să o identific și să zic, da, i-am spus câte ceva, i-am arătat prin viața mea, prin felul meu de a trăi, că sunt un copil al lui Dumnezeu sau nu? Dacă nu, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în această dimineață. Pentru că stă în fața noastră o chemare deosebită, chemarea de a fi sare, lumină și o cetate pe munte. Și dacă nu ne îndeplinim acest mandat, înseamnă că nu trăim voia lui Dumnezeu. Iar dacă ați reușit să găsiți că ați fost mărturie pentru cineva, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească și mai departe. Să facem și mai mult. Să lăsăm ca lumina să lumineze și mai tare. Amin? Aș vrea întâi de toate să priviți la contextul în care apare acest îndemn la a fi mărturie. Domnul Iisus Hristos ne vorbește în predica de pe munte despre această chemare la a fi lumină și El începe predica de pe munte cu fericirile pe care nu de multă vreme le-am studiat. Și în aceste fericiri, Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să construiască, dacă vreți, caracteristicile care compun portretul unui om transformat de Dumnezeu. A unui om care trăiește cu Dumnezeu, a unui copil al lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, așa cum spuneam la studiu, a unui om care va intra unde? În împărăția lui Dumnezeu. Așa că înainte să fim o mărturie pentru alții, trebuie mai întâi să fim noi înșine transformați de Dumnezeu. Înainte să fie o mărturie pentru alții, trebuie să fim noi înșine schimbați. Și mi-aduc aminte de o melodie pe care o cânta un coleg de-al nostru la seminar și care vorbea despre mărturie și spunea așa, nu le spune de iubirea ce ai aflat-o în Iisus, până în inima ta nu arde și nu trăiești ce tu le-ai spus. Deci mai întâi trebuie să trăim ceea ce spunem altora. Mai întâi trebuie să devenim. Vedeți, viața de credință nu este teatru. Nu este a juca un rol înaintea oamenilor. Ci este întâi de toate a fi ceea ce cere Dumnezeu să fim, dar mai apoi să lăsăm să se vadă în afara noastră ceea ce a făcut Dumnezeu din noi. Nu meritele noastre, nu faptele noastre, ci bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu și vestea bună pe care o are Dumnezeu și pentru ceilalți. În pasajul acesta, dacă vă veți uita, sunt trei imagini. Le-am menționat deja și am să le repet doar. Pentru că aceste imagini oarecum definesc ceea ce trebuie să fim noi ca și martori a lui Dumnezeu, martori ai Domnului Iisus Hristos, mărturie în lumea aceasta. Prima imagine este aceea a sării. Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți sarea pământului. Interesant, acum la pământ, la ogor, nu-i trebuie sare. Domnul Iisus Hristos de fapt vorbește despre lume, despre oameni. Și El spune, voi sunteți sarea pământului, adică ca și cum lumea nu are gust și noi trebuie să dăm gust acestei lumi. Sau, mai mult decât atât, sarea care a fost și este folosită ca un conservant, ceva care ajută la păstrarea alimentelor să nu se strice. Știți că dacă nu pui suficientă sare în supă duminica sau lunea, s-ar putea să ai surpriza că supa s-a stricat. Știi că dacă nu pui carnea după ce tai porcul sau slănina în saramură, o să ai surpriza că se râncezește și nu mai este bună de mâncat. Da? Sarea este un conservant care păstrează ca să nu se strice. Și asta trebuie să fim noi. Lumea noastră se strică tot mai mult și Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim agenții care opresc stricăciunea lumii. De aceea,
Ne rugăm pentru țara noastră. De aceea ne rugăm pentru lideri care să fie luminați de Dumnezeu, care să fie sare și lumină și să oprească procesul acesta de descompunere, de degradare al societății noastre. Și a treia imagine folosită aici este cetatea așezată pe munte. Cetatea așezată pe munte. Cineva observa în pasajul acesta și spunea în felul următor: observați, vă rog, că toate cele trei trebuie să fie puse nu jos, ci sus. Sarea nu trebuie să ajungă pe pământ să fie călcată în picioare de oameni, ci trebuie să fie pe masă. Lumina trebuie să fie nu jos, sub baniță, sub obroc, ci trebuie să fie pusă sus, în sfeșnic. Cetatea nu trebuie să fie undeva în câmpie jos, ci trebuie să fie așezată pe munte sus, ca să fie văzută de toată lumea. Cu alte cuvinte, noi ca și creștini trebuie să înălțăm mărturia noastră, ca ea să vadă, să fie văzută de oameni. Așa se și încheie pasajul nostru: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă în viața noastră faptele neprihănirii. Pentru că Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Acum, aș vrea să vă spun că elementele care cuprind mărturia creștină sunt acestea. Caracterul, întâi de toate, da, am spus că înainte de a vorbi de mărturie, Domnul Iisus Hristos vorbește despre caracter, un caracter schimbat, transformat. Și primul lucru prin care mărturisim pe Domnul este lucrând la caracterul nostru, lăsându-ne transformați de Dumnezeu. Încep să fii mărturie atunci când îți dai seama că mintea ta, inima ta este supusă păcatului, dar lași pe Dumnezeu să lucreze în inima ta. Și lași pe Dumnezeu să schimbe caracterul. Deja încep să fii mărturie. Vrei să fii mărturie? Lasă-te transformat de Dumnezeu. În al doilea rând, un al doilea element al mărturiei noastre, mai vizibil, dar tot de la caracter începe, este conduita noastră. Pentru că caracterul va determina conduita sau faptele noastre. Da? Vom fi mărturie înaintea celor din jurul nostru prin faptele noastre, prin ceea ce facem, prin felul în care ne purtăm, prin atitudinile noastre, prin reacțiile noastre. Noi vom fi sau nu mărturie pentru Dumnezeu în lumea aceasta. Și în al treilea rând abia, al treilea element al mărturiei este conduita sau purtarea. Purtarea. Aș vrea să vă aduc aminte de ceea ce spunea cineva. Zice: propovăduiește-L pe Hristos în fiecare clipă și dacă este nevoie, folosește și cuvinte. Propovăduiește-L pe Hristos în fiecare clipă și dacă este nevoie, folosește și cuvinte. Greșeala noastră uneori, este atunci când spunem despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, și noi nu suntem plini de bunătate, nu suntem plini de har și vorbele noastre nu se mai aud pentru că faptele noastre spun altceva. Asta nu înseamnă că nu trebuie să spunem. Dar mai întâi trebuie să ne dovedim mărturia prin caracter, conduită și mai apoi trebuie să vină și cuvintele, mărturisirea limbii noastre. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem aceste lucruri în ordinea care a fost specificată. Acum, dacă ne întoarcem la pasajul nostru, aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și să vedeți că există prezentată în aceste imagini și o realitate cu privire la lumea din jurul nostru. Ni se spune ceva și despre lume atunci când Domnul Iisus Hristos folosește aceste imagini. Și anume, despre lume, cele trei imagini ne spun câteva caracteristici ale lumii. 1. Dacă e nevoie ca noi să fim sare, înseamnă că lumea este într-un proces de descompunere. Lumea se strică. Lumea merge din rău în mai rău. Uitați-vă în Genesa, capitolul 6, atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Noe și spune să-și construiască o corabie. De ce?
pentru că a privit la oameni și a văzut că toate întocmirile, gândurile lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu, privind la ceea ce se întâmplă în lume, la stricăciunea din lume, a hotărât atunci să distrugă lumea. Dragii mei, păcatul lucrează și astăzi în același mod. Lumea se cufundă în cel rău. Iar biserica, noi, membrii, suntem chemați să fim sare. Că acolo unde suntem, la muncă, în familia noastră, între cunoștințele noastre, între prietenii noștri și chiar între necunoscuți, să acționăm ca și sare și să contribuim la păstrarea acestei lumi, la vindecarea acestei lumi, la mântuirea acestei lumi. Mai mult decât atât, imaginile acestea din pasaj ne vorbesc despre lume că este în întuneric. Domnul spune, voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, lumea este în întuneric. Lumea nu cunoaște adevărul. Lumea crede că cunoaște adevărul, dar trăiește în întuneric. Și înșelăciunea aceasta a întunericului este atât de groasă încât Domnul spune, noi trebuie să fim lumină pentru lumea aceasta. Și în al treilea rând, Domnul ne cheamă să fim cetate pe munte, modele pentru lumea aceasta, pentru că lumea are nevoie de modele, de exemple, de trăire după voia lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să priviți la câteva avertizări pe care ni le dă Domnul pentru noi în pasajul acesta. În pasajul acesta găsim câteva avertizări pentru noi, cei care trebuie să fim sare, lumină, cetate pe munte. Întâi de toate, prima avertizare o găsesc că este nu-ți uita chemarea. Nu-ți uita chemarea. Uitați-vă, vă rog frumos, versetul 13 și versetul 14 încep cu aceleași cuvinte. Voi sunteți. Pe voi v-am pus să fiți, nu pe alții. Nu doar unii, ci voi care sunteți ucenicii mei, copiii mei, voi toți trebuie să fiți lumină, sare și cetate pe munte. Ne uităm și zicem, păi să fie păstorul lumină. Sigur că trebuie să fie. Să fie diaconii, comitetul să fie lumină. Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi trebuie să fim lumină. Nu-ți uita chemarea. Unii dintre noi, pe parcursul vieții acestea, ne-am obișnuit cu a fi pocăiți, cu a fi credincioși și am zis, apoi biserica să se ocupe, adică oficialii din biserică sau biserica ca un întreg să se ocupe. Dar vedeți dumneavoastră, noi luminăm fiecare acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, nu numai duminica când ne adunăm împreună sau vinerea peste săptămână sau miercurea. Noi aprindem și luminăm cel mai puternic atunci când suntem la muncă, la școală, atunci când suntem acasă, atunci când suntem în jurul celor care ne cunosc și a celor care nu ne cunosc. Nu-ți uita chemarea când pleci din biserică. Ești chemat să fii lumină. Nu te purta ca sfânt doar aici. Fii sfânt întotdeauna ca oamenii să vadă viața ta și să-L vadă prin tine pe Dumnezeu. Nu-ți uita chemarea. Domnul Iisus Hristos spune, nu spune unii dintre voi trebuie să fiți lumină. Cei mai cu funcții dintre voi trebuie să fie lumină. Nu. Spune voi toți sunteți lumină. Doamne, ajută-ne să nu ne uităm chemarea. Și să o trăim în fiecare zi, în orice loc, acolo unde suntem. În al doilea rând, aș vrea să observați că avertizarea este și la a nu contamina mărturia. Uitați-vă, vă rog frumos, în prima parte, în a doua parte a versetului 13. Dacă sarea își va pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Este o avertizare aici. Dumnezeu te-a curățit. Dumnezeu lucrează la caracterul tău, la conduita ta și la vorbele tale. Dar dacă nu ești atent, dacă nu veghezi, dacă nu rămâi lângă Domnul, dacă te lași condus de firea pământească, mărturia ta se va contamina. Sarea începe să-și pierde gustul.
Și în loc să fie o mărturie bună pentru cei din jur, ești o mărturie rea. Pentru că îți zici pocăit, dar nu ești. Pentru că zici că ești iubitul lui Dumnezeu, dar tu îl iubești prea puțin pe Dumnezeu. Pentru că zici că Dumnezeu este dragoste, dar n-arați dragoste. Pentru că zici că Dumnezeu aduce pace, dar tu te cerți. Și atunci, ce zic oamenii? La pocăiți? Eu să mă duc la... Dar nu știu eu cine-s pocăiții. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, sarea nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare. Cum e mărturia noastră? Ținută la loc de cinste sau călcată în picioare de oameni? E responsabilitatea noastră. Păstrează-ți mărturia curată. Și mărturia nu se păstrează curată ascunzând păcatul, neadevărul din viața noastră, ci tocmai dimpotrivă, alergând la Dumnezeu, care singurul poate să ne țină și să ne păstreze în sfințenie și să lăsăm pe El să continue procesul de sfințire în viața noastră. Nu-ți contamina, nu-ți murdări mărturia de creștin. Fii ceea ce trebuie să fii. Dumnezeu să ne curățească pe fiecare. Și Dumnezeu să-și întărească martorii Lui credincioși. Ca să fie păstrați mereu curați. O sare curată înaintea lumii. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează de asemenea să nu ne ascundem lumina. Să nu ne ascundem lumina. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 13, în versetul 15, mă scuzați, ni se spune așa, oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc. Ce folos ar fi să aprinzi lumina și apoi să o acoperi cu ceva? Se ia curentul. Duminica trecută s-a luat curentul și n-am avut lumină. Și au venit niște surori și au aprins lumânări și le-au pus aici. Tinerii au avut telefoane cu lumini. Ce folos ar fi fost dacă peste fiecare lumină am fi pus ceva opac? La ce ne-ar fi folosit că am aprins lumina? La nimic, nu-i așa? Pentru că lumina se pune ca să lumineze liberă, să se vadă. Dumnezeu a făcut o schimbare în noi ca ea să se vadă. Și Dumnezeu lucrează în noi ca să se vadă în afară. Dumnezeu lucrează în noi și prin noi în afară. Dumnezeu vrea să facă lucrarea aceasta. Prin urmare, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu-ți ascunde lumina. Nu ascunde mărturia. Lasă timiditatea la o parte și când ești întrebat, spune că ești pocăit. Lasă instinctul de turmă și la școală, la lucru, nu fă toate lucrurile rele pe care le fac ceilalți, numai ca să fii acceptat. Arată că ești lumină, că ești diferit. Că tu nu faci ce fac ei, că tu nu vorbești cum vorbesc ei, că ești diferit. N-ascunde lumina. Nu te fă una cu lumea. Ca să câștigi lumea pentru Hristos, trebuie să arăți că ești diferit. Da, sigur, unii nu vor vrea să vadă lumina. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii urăsc lumina. De ce? Pentru că atunci când lumina este aprinsă, li se văd ce? Faptele făcute în întuneric, păcatele. Când luminează neprihănirea unui neprihănit, lumea urăște lumina. Și vor fi reacții. Dar dacă vrei să rămâi credincios lui Dumnezeu, du-ți mărturia până la capăt. Fii credincios. Nu ascunde mărturia. Și când Dumnezeu îți deschide ușa să spui ceva cuiva, nu rata șansa. Ne este atât de frică că nu știm ce să spunem. Spune ce a făcut Dumnezeu în tine. Cere-i lui Dumnezeu chiar în momentul acela înțelepciunea. Știți, în Iacov, capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință. Cere-i lui Dumnezeu chiar în momentul ăla, Doamne, am ocazia să spun ceva, dar nu știu ce să spun, nu știu cu ce să încep, nu știu cum. Și Dumnezeu te va lumina. Fii credincios, n-ascunde lumina. Mai apoi, o altă avertizare pe care o găsim în pasajul acesta este nu te înșela
că nu privește nimeni. Nu zice, nu-i nimeni interesat să vadă cum trăiesc eu. Ba da, oamenii privesc și se uită la credincioși, la copiii lui Dumnezeu să vadă. E adevărat? E real? E vreo schimbare? Se vede ceva sau e numai demagogie? Sau e numai așa o schimbare de nume? Oamenii vor să vadă. Oamenii sunt curioși, oamenii sunt atenți. Când un credincioș păsește undeva, atenția în mod deosebit este asupra lui. Să-l vadă cum greșește, să-l vadă cum reacționează. Cuvântul lui Dumnezeu spune, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Nu te înșela că nu se uită nimeni. Nu poți să rămâi ascuns. Nu poți să trăiești ca și pocăit, ca și credincios, ca și copil al lui Dumnezeu, clandestin. Să nu știe nimeni cine ești. Și dacă e așa, e o rușine, nu e o bucurie, nu e o slavă. Dumnezeu vrea să strălucești ca o cetate pe un munte. Și lumea privește. Lumea caută să vadă ce spui, cum reacționezi, cum te comporți. Și încă o avertizare. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dacă vă uitați mai departe în contextul care urmează acestui pasaj, Domnul Iisus Hristos vorbește despre împlinirea legii și a prorocilor și spune, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și mai apoi spune, în versetul 20, că vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vine și spune aici, dacă vrei să fii sare, lumină, vrei să fii o mărturie, nu purta doar o mască. Neprihănirea voastră trebuie să depășească religiozitatea celorlalți oameni. A fi mărturie nu înseamnă doar să fii un om cu etichetă religioasă. Sunt baptist, sunt penticostal, ortodox sau orice altceva. A fi o mărturie pentru Iisus Hristos înseamnă să nu porți mască, să fii real. Neprihănirea ta să întreacă religiozitatea celorlalți. Domnul Iisus Hristos vorbea despre cărturari și farisei și acuza spunându-le, voi sunteți niște morminte făruite. Nu e nicio schimbare în interior. Voi purtați doar măști. Voi spălați blidul pe din afară, dar de acolo de unde mănânci sau bei, e murdărie. Ce folos că l-ai spălat? Domnul vine și spune, eu nu vreau martori care să fie spoiți pe din afară, care se pretindă că sunt ceva când nu sunt. Dragii mei, cred că nu există mai mare dezavantaj făcut creștinismului decât creștinii falși. Creștinii doar cu numele. Pentru că lumea privește la ei și spune, dacă asta înseamnă să fii pocăit, dacă asta înseamnă să fii credincios, eu nu vreau să fiu așa. Oamenii resping demagogia. Uitați-vă și în vremea Domnului Iisus Hristos. Oamenii care priveau la cărturari și farisei se uitau la ei și vedeau această ipocrizie și îi taxau. La fel și astăzi. Oamenii privesc la noi și vor să vadă dacă dincolo de spoială este adevăr sau nu. Și dacă nu este, ne vor taxa. Vor observa lucrul acesta. Se vor depărta. Dar dacă dincolo de nume și de etichetă vor găsi adevărul, vor găsi o inimă schimbată și o inimă care continuă să se transforme. Dragii mei, o mărturie pentru Domnul nu înseamnă o mărturie desăvârșită pentru că nu suntem desăvârșiți. De ce să spunem că suntem? O mărturie pentru Domnul Iisus Hristos înseamnă să trăiești adevărul și să trăiești cât se poate de mult fără păcat și atunci când păcătuiești, știi ce înseamnă mărturie? Să vadă oamenii că te și pocăiești. Asta înseamnă mărturie adevărată. Asta înseamnă să nu mături gunoiul sub covor. Înseamnă să fii real și să-ți rezolvi problemele chiar atunci când ei apar. Observați, vă rog frumos, că cuvântul ne vorbește ce se întâmplă când suntem mărturie. Oamenii văd.
Lumea vede. Versetul 16 spune, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune. Trebuie să se vadă. Lumea vede. Și, dragii mei, lumea privește la Biserica Baptistă Curtici. Ce vede? Ce vede în mine? Ce vede la tine? Că să știți că nu se uită la o clădire. Se uită la mine când merg la cumpărături, la tine când ești la servici, la tine când ești la școală, la noi, la fiecare, se uită. Ce vede lumea? Lumea vede. Și dacă vede ceea ce trebuie, spune cuvântul lui Dumnezeu, slăvește pe Tatăl vostru care este în ceruri. Urmarea mărturiei noastre trebuie să fie să slăvească lumea, nu pe noi să ne laude, ci să laude pe Iisus Hristos. Dragii mei, cineva spunea că a fost la biserică și după ce a plecat de la biserică, toată lumea a spus, ce predicator, ce predicator, ce predicator. Următoarea duminică, ce predicator, ce predicator. Și la urmă, într-o duminică, toată lumea a ieșit afară și a spus, ce mântuitor, ce Dumnezeu, ce salvare măreață. Asta trebuie să se întâmple în urma mărturiei noastre. Oamenii să nu privească spre noi. Psalmul 116 spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă și cinste. Dumnezeu să primească slava. Noi suntem, spune cuvântul lui Dumnezeu, niște robi, care n-avem altă satisfacție mai mare decât să slujim pe stăpânul nostru ceresc. Asta e bucuria noastră, asta e satisfacția noastră. Și, dragii mei, a fi o mărturie e atât de important, chiar și atunci când ți se pare că mărturia ta nu schimbă prea mult. Aș vrea în încheiere să vă aduc două exemple. Unul biblic. Vă aduceți aminte de Andrei? Unul din primii care a fost găsit de Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut Andrei după ce l-a găsit Domnul? S-a dus repede și l-a adus pe fratele său Petru. Spune, hai să vezi, vino să te convingi. Și Petru vine. Andrei în prima fază a câștigat unul. Dar vă aduceți aminte că în ziua cinzecimii se scoală înaintea mulțimilor și predică. Și la cuvântarea lui, cu ajutorul Duhului Sfânt, se întorc la Dumnezeu 3.000 de suflete. Și mai apoi, alții, și alții, și alții. Mărturia lui Andrei, și dacă numai unul a câștigat, gândiți-vă ce impact a avut peste generații. Câți oameni au fost întorși la Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un alt exemplu, și anume despre o învățătoare de la școala duminecală. O învățătoare care a predat harul lui Dumnezeu și a vorbit copiilor despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Și până la urmă a câștigat pe un tânăr pentru Hristos. Și numele acestui tânăr era Dwight L. Moody. A câștigat un suflet pentru Hristos. Și după ani de zile, Dwight L. Moody a câștigat mulțimi de suflete prin predicarea lui pentru Iisus Hristos. Nu te descuraja. Nu te uita în jurul tău și spune, mă străduiesc așa de mult și nu văd încă roadele. Lasă roadele în seama lui Dumnezeu. Fii credincios. Fii martor al Domnului Iisus Hristos. Prin caracterul tău, prin cuvintele tale, prin faptele tale, lasă să se vadă în afară. Fii lumină, fii sare, fii o cetate așezată pe un munte. Nu uita, membrul apreciat de Dumnezeu, nu doar de oameni, este un membru care lasă să se vadă o mărturie frumoasă în urma vieții lui. Amin. Thank you.
Haideți să mulțumim lui Dumnezeu și să ne încredințăm în brațul Său după acest serviciu divin. Să cerem ca cuvântul să găsească în noi ascultare, un pământ bun care să-L împlinească. Să cerem o mărturie vie, puternică, din partea fiecăruia dintre noi. Să ne rugăm cu toții și fratele Nicu Cintean ne conduce în rugăciune cu voce tare. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim frumos pentru timpul acesta pe care ai în casa ta, mulțumim pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, căci prin cuvântul tău și prin caracterul tău ai pus în noi acest plus, Doamne, să fim sare a pământului, să fim lumina lui. Te rog, Doamne, să ne ajuți ca aceste atribute ale tale pe care le-ai transferat și asupra noastră să fie o realitate a vieții. Ajută-ne ca într-adevăr să fim cei care dăm gust acestei lumi și ceea ce spunem, Doamne, să fie crescut cu sare și cu har. Te rog, Doamne, să faci ca lumina Ta care trece prin noi să arate lumii că ne-ai mântuit și suntem copii ai Tăi și să fim în stare să arătăm și celor de lângă noi că ești Cel care ne-ai luminat inimile, mințele, sufletele. Să le facem și lor parte de această lumină și, într-adevăr, Doamne, să punem această lumină la loc de cinste. Te rog, Doamne, să binecuvântezi mărturia fiecare dintre noi. Am dorit, Doamne, ca prin viețile noastre, cei care ne văd, să slăvească numele Tău și să aibă parte de împărăția Ta. Amin.